a înviat. Adevărat a înviat. Mă opresc la textul citirii, fratele Daniel. Căutați pe Iisus, care a fost răstignit. Vreau să continui ideea fratelui Daniel în dimineața aceasta. Pe cine căută în dimineața aceasta? Un Hristos răstignit, un Hristos îngropat sau un Hristos înviat? Amin. Amin. Duceți-vă și spuneți ucenicilor lui. Din partea lui Dumnezeu prin înger, în consărcinare, duceți-vă și spuneți. În dimineața aceasta vreau să vă provoc pe fiecare ca Domnul să ne dea putere fiecăruia. Amin. Să mergem și să spunem de învierea Lui. Amin. Câteva dovezi că Domnul Iisus Hristos este viu. De unde știm? Din Scriptură. Prima dovadă este cu tremurul de pământ. Piatra de la ușa mormântului, o piatră de 2000 de tone, de 2000 de chile, 2 tone. Nu se dă ușor la o parte. Îngerul lui Dumnezeu, ce căutați? Un Hristos mort sau un Hristos viu? Mormântul gol. Încă o dovadă că Hristos este viu. Slavă Lui! Soldații care îl păzeau pe Domnul Iisus Hristos, puși de preoții cei mai de seamă, s-au cutremurat când au văzut cutremurul și când au văzut că piatra se dă la o parte. S-au cutremurat. Și încă o dovadă a învierii este Maria Magdalena, la care s-a arătat Domnul Iisus Hristos. Ucenicilor din Emaus, apoi ucenicilor, se arată lui Toma. În 1 Corinteni spune că s-a arătat la peste 500 de frați deodată. Îl vedem pe Ștefan, omorât cu Petre și spune, vă pe Fiul lui Dumnezeu, stând în picioare la dreapta Tatălui. Vedem pe Saul. Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? Și încă o dovadă că Iisus Hristos este viu. Amin. Suntem noi. Amin. Suntem noi. Este viu în viața noastră. Amin. Ne-a schimbat pe noi. Haideți în dimineața aceasta să slăvim pe Domnul pentru că ne-a dat dovezi clare că este viu. Amin. Să slăvim pe Domnul pentru că nu-L căutăm într-un mormânt și îl căutăm din toată inima pentru că este viu. Amin. Și nu uitați în dimineața aceasta, vă provoc să ne dea Domnul putere la fiecare să mergem și să spunem celor din jur de dragostea Lui. Amin. Și facă Domnul ca fiecare dintre noi, așa cum spunea omul lui Dumnezeu, că-și mie nu-mi e rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede în ea. Să nu ne fie rușine de astăzi înainte să fim din aceea care se știe. Învierea Domnului Iisus Hristos ne ridicăm și ne închinăm înaintea Domnului.